construim o tradiție, Biblioteca Centrală Universitară Carol I inițiază această tradiție de a oferi, ca semn de recunoaștere de plină a valorii umane, o plachetă care să marcheze anumite momente unice pentru noi, prima dintr-o serie infinită, de aceea este aici 01, dedicată unor personalități, unor proiecte, unor gesturi de excepție, închinate binelui, adevărului și frumosului din om. Îl invit acum pe domnul profesor Ion Stoica la acest aniversar, placheta in honor. Niciodată să vorbesc despre mine. Dar uneori trebuie să dai supăteală. Și atunci n-ai încotro, cauți, încerci să găsești acele lucruri dintr-o poveste de o viață care merită să fie spuse pentru că merită să fie auzite. Am să încep cu ceea ce nu e legat de istorie. Am să încep cu ceea ce este legat de ziua de astăzi. Am în mână o carte pe care probabil și mulți dintre dumneavoastră o vor avea la sfârșitul acestei adunări. O carte care este o oglindă. În viață, toți suntem într-o anumită măsură narcisiști. Mi se pare că ne înțelegem atunci când ne privim noi în oglindă. Adevărata oglindă sunt ochii celorlalți. Inclusiv cărțile în care alții vorbesc, amintesc, preiau idei pe care le-ai risipit cumva tu înainte. Așa încât prima mea mulțumire pentru momentul de astăzi nu este legată de faptul că am împlinit 80 de ani. O să împlinim și mai mulți. O să ne ducem înainte. Cât ne-a lăsat Bunul Dumnezeu și știința. Că există și acolo încercări de a ne trimite mai departe în timp. Mă refer, zic, la această carte pentru că ea s-a realizat într-un timp foarte scurt, cu eforturi deosebite, cu o mare inteligență de a construi structura cărții, de care au răspuns cele două doamne care le veți vedea menționate aici, în calitate de coordonator, doamna conferențiar Mirei Rădoi, directoarea acestei splendide biblioteci, și doamna profesor dr. Doina Panciu, cu care are o foarte bună colaborare. Cartea însă n-au făcut-o doar cele două. Au făcut-o și un număr de inși, de oameni din structura de cercetare a acestei biblioteci, pe care dați-mi voie să-i amintesc aici, pentru că unii din ei au semnături legate de textele, de capitolele, de părțile din carte pe care, pentru care s-au zbătut, alții au fost alături de ei, n-au aici o semnătură, dar vreau să-i credințez eu că îi pun alături de toți cei care au semnături. Iată deci că au fost alături de Geta Costache, de Ina Bra, de Iuliana Spiridon, Dragoș Miron și Ștefania Mazin. Ei sunt cei care, în timpul lor de lucru sau în timpul lor liber, au adunat răsfoind literatură de specialitate și nu timp de 50 de ani pentru a aduna lucrurile pe care selectiv le-au cuprins în această carte. E o carte care va fi de acum înainte oglinda mea, așa cum m-au văzut alții în raporturile cu un domeniu pe care unii l-au iubit, alții nu l-au înțeles, dar toți au nevoie de el.
și am să vă spun de ce. Eu am călcat întâi Biblioteca Centrală Universitară în anul 1953. E ceva timp de atunci. În această aulă ținea cursul de literatură universală Tudor Vianu. Mare profesor Tudor Vianu. Eu stăteam de obicei la balcon. Tudor Vianu s-a așezat la o catedră care era acolo, alegea un colț al clădirii, al acestui anfiteatru, și își pironea ochii acolo și ne spunea lucruri deosebite. Ne vorbea despre elemente ale dezvoltării fenomenului literar din antichitate până astăzi. Ne întreba uneori, nu toată ziua, dar uneori ne întreba dacă am citit cărțile despre care ne vorbeam. Și asta mi-amintește de primele mele cuvinte în calitate de student la un curs al lui Tudor Vianu. Era în anul 1953. Ne vorbise despre Victor Hugo și ne-a întrebat, a întrebat sala, dacă am citit Mizerabil. Și mai multe mâini s-au ridicat. Mizerabil era o carte pe care o citiseră ca elevi, foarte mulți din colegii mei. O citisem și eu, în clasa a 10-a, dacă nu mă înșel. Au fost întrebați, după ce a văzut Ian mâinile ridicate, ce personaje din Mizerabil le-au rămas aproape, le-au rămas în gând. Se întâlnesc cu personajele în diversele momente ale gândului lor. Și cei mai mulți au spus, presupuneți, Jean Valjean. Alții au răspuns Marius. Alții au zis Cosette. Eu am rămas cu mâna sus. Și m-a întrebat, iubești sau nu? Ai rămas aproape de alt personaj? Am răspuns, da. De Javert. S-a uitat ochii la mine și a spus, polițistul Javert, da? Ai rămas aproape de... De ce? Era omul legii. În lumea asta va răzbi numai legea, dacă ceva va răzbi. Înțelepciune pe care nu mă bănuiam cu oameni. Am să o atunci. S-a terminat discuția. M-am întrebat după aia eu, de ce am spus așa, de ce am mărturisit că mă gândeam la Javert și nu la celelalte personaje, în primul rând. Pentru că, într-adevăr, atunci când încerci să te întrebi cine ești, ce vrei să fii, trebuie să recunoașteți că toți ne punem asemenea întrebări. Eu, de busolare, oarecare, în copilăria noastră, de la 12 ani, 13 ani, 14 ani, când mi se pare că am putea face nu știu ce lucru, ne-am putea duce în nu știu ce direcție, acasă încercam să disec broaște pentru că mi se părea că medicina m-ar interesa. Dar pe de altă parte mă duceam cu vaca la păscut și citeam Sadoveanu și nu mă mai despărțeam acolo și am și scris lucrul ăsta că bunicul meu m-a găsit la un moment dat cu vaca pironită de un copac să pască ce-o găsi și eu citeam Frații Jdeh și m-a întrebat bunicul de ce nu o lași să pască? Nu vezi că nu pași de iarbă? Și eu i-am spus, uite, asta e, citeam, și atunci să mâncați lapte, în loc de lapte, Frații Jdeh o să vezi. Deci ne întrebăm, spuneam, ne întrebăm toți ce vrem să fim, ce vrem să facem. Și aveam dese discuții cu tatăl meu, care era preot, că mie mi-ar place legea, mi-ar place să mă orientez spre ceva care ajută lumea să fie dreaptă, să fie cum trebuie. Tata îmi spunea, nu, credința e mai importantă, lumea e cum poate, credința te duce la mult mai mult bine. Și discuțiile noastre nu se termină. Dar asta mă trimite acum la răspunsul la întrebarea de ce i-am răspuns așa lui Tudor Vianu. Da, legea. Mi se părea că Javert este omul legii și că cine ține la lege, chiar dacă nu e iubit de alții,
face bine tuturor celorlalți. Am venit, spuneam, eram la facultate, eram în anul întâi, și intrând în această splendidă aulă, care atunci nu era splendidă, o vopsiseră tovarășii în gri, aici aveau loc și partide de șah, chiar competiții internaționale de șah. Unii care stau în băncile în care stați dumneavoastră acum erau pasionați spectatori ai desfășurării întrecerilor de șah. Și dacă personajul de, să zicem, masa de aici nu muta piesa care credea insul din bancă ar fi trebuit mutată, puneau mâna pe piciac și mai tăiau ceva din spatele scaunului. Așa încât nu mai ia acum, fără îndoială, pielea de cotoba care era atunci pe scaunele din aula Bibliotecii Centrale Universitare. E bine, în acel an, 1953, am început să aflu lucruri la care nu mă gândisem. Niciodată nu mă gândisem. Am început să aflu, prin unii din profesorii mei, ce e cu Biblioteca Centrală Universitară, ce a fost aici, ce era fundație, ce însemna fundație. Și am citit o carte despre fundație, dar mai ales am ascultat ce mi se spunea despre fundație. Unul dintre bibliotecarii fundației, un custode, a fost un mare cărturar român, Constantin Rădurescu Motu. Era prețuit de Titu Maiorescu. Era cel mai iubit student în anii aceia de Titu Maiorescu. Și Maiorescu s-a oferit să-i dea o slujbă în chiar proaspăt înființata bibliotecă a Fundației Universitare, în 1895. A venit aici Constantin Rădurescu Motu, s-a înhămat, era un om ucitor, s-a înhămat la tot ce se întâmpla aici. Biblioteca era în curs de organizare, în continuă organizare. A făcut un regulament, primul regulament e lucrat de el, un regulament care se alinia celor mai moderne biblioteci ale timpului, din străinătate. A contribuit la tot ce se întâmpla în organizarea colecției. Dar după 4 ani, în 1899, s-a dus la Maiorescu și a spus, nu mai stau acolo. Nu mai vreau acolo, nu e de mine. Maiorescu a rămas mirat, l-a lăsat să facă ce dorea, dar el dorea să fie profesor. Și a plecat din poziția de custode. La 2 ani după ce a plecat Constantin Rădurescu Motu, evident, mai erau și alții, erau cam 10 inși în toată biblioteca. Acum sunt câteva sute în tot ansamblu. A venit bibliotecar un om despre care, din păcate, s-a scris mai puțin decât ar fi trebuit, s-a vorbit mai puțin decât trebuia să se vorbească, filozoful Mircea Florian. A venit aici în 1911. A fost custode în acea splendidă sală a profesorului. Și a rămas în poziția de custode 30 de ani, lucrând în paralel și ca profesor. Mai târziu am vorbit despre Mircea Florian pentru că mă mirase lungimea șederii lui aici cu cineva care, după ce a ieșit din pușcărie, Constantin Noica, și-a reluat locul de lectură din sala profesorului. Era sala în care citiseră, nu întotdeauna doar acolo, ci și în cealaltă sală principală, dar citiseră multe nume mari ale culturii române. Citea Eliade acolo, citeau frații, sau nu, rudele armene, care erau aici prezente ca cititori. E bine, în acea situație, în toată poziția lui Mircea Florian, în toți cei 30 de ani în care a rămas aici, el era cel mai bun sfetnic al cititorilor din sală. Și îmi spunea Constantin Noica, nu ne băga în seamă, se uita de sus la noi,
dar ne spunea lucrurile cele mai utile. Și a rămas 30 de ani. La un moment dat, spunea Noica, l-am întrebat dacă eu aș putea deveni custodiu. Și el mi-a spus, dacă vrei să fii fericit, da. Ce înseamnă să fiu fericit? Definiția fericirii pentru mine, i-a spus Mircea Florian, este lectura, asimilarea, meditația și difuzarea, împărtășirea. Acest patru termeni pot da fericirea unui intelectual. Nu m-aș lipsi niciodată de custodia la Fundația Universitară. Numai așa pot să fiu un bun profesor. Lucrurile astea nu s-au spus în toate cărțile, nici nu cred că s-au spus undeva, pentru că ce vă relatez acum este urmarea unei discuții directe cu Constantin Noica. În 1926, regele Ferdinand i-a dat ca distinție pentru contribuția lui recunoscută de toată lumea, i-a dat o medalie, coroana României. A plecat în 1941. Când am citit această mărturisire despre Mircea Florian, gândul meu legat de o bibliotecă s-a schimbat enorm. Iată un om mare, un filozof care, după alți filozofi acum, ar putea fi taxat, considerat unul dintre, poate cel mai mare filozof român. E bine, iată ce venea de la Rădulescu Modu, care afectiv nu se simțea bine aici, și ce venea de la Mircea Florian. După Mircea Florian, mi-a rămas în gând numele lui Mircea Tomescu. Profesorul pe care l-am iubit eu, ca student, cel mai mult, preda istoria cărții și a scrisului românesc, era omul care avea o sobrietate în manifestare, care nu făcea rău, dar nu era omul glumelor, nu era omul răstinderii, era omul consecvenței în tot ceea ce avea de spus. Mircea Tomescu, după puțină vreme de la absolvire, a devenit, la absolvirea mea de student, în 1957, a devenit director general al Bibliotecii Centrale Universitare, se numea atunci. Venea de la Biblioteca Centrală de Stat, unde era director adjunct. A aflat unde era, fusesem un bun student, eu pretind că eram cel mai bun student, dar asta e din nou un narcisism, m-a căutat la telefon și m-a invitat să vin să lucrez la Biblioteca Fundației Universitare. Am venit din el. Mircea Tomescu m-a întrebat ce aș vrea să fac ca bun student la bibliologie în calitate de șef de serviciu și m-a numit direct, atunci se puteau și în felul ăsta, m-a numit direct șeful serviciului bibliografic. Și i-am cerut două zile să mă gândesc ce aș vrea să fac la o întrebare atât de sus pusă. M-am întâlnit, deci, a doua sau a treia zi cu dânsul și am spus că aș vrea să fac dintr-o bibliotecă care se numește Bibliotecă Centrală Universitară, o bibliotecă cu adevărat universitară, adică implicată în tot ceea ce însemna partea înaltă a gândirii universitare, cercetare. S-a uitat la mine și a spus, acesta era și planul meu. Și m-am mândrit că Mircea Tomescu era de acord cu gândirea unui proaspăt absolvent. Ce înseamnă asta? Ce s-a întâmplat după asta? Serviciul bibliografic a devenit cel mai mare serviciu al Bibliotecii Centrale Universitare de atunci, ajunsese la 40 de oameni, nicăieri nu exista un serviciu mai mare. Cooperările cu profesorii din Universitatea București s-au înmulțit, mai ales pe direcția filozofie, istorie, lingvistică. Am preluat teme de cercetare din universitate și cu echipele pe care le aveam în bibliotecă, am construit
bibliografii selective, dar din surse internaționale, care să fie de folos cercetătorilor. Pentru că era și vremea când nu intra carte străină în țară, când revistele străine erau puține, când oamenii se plângeau de lipsa de informații. Și atunci, o asemenea construcție intermediară care era o bibliografie selectivă, era într-adevăr o implicare în zona înaltă de responsabilitate a unui om, a unui universitar. Au fost foarte bine primite. Dacă vreodată cineva are curiozitatea, eu se găsesc în colecție aici, fără îndoială, poate vedea ce se întâmpla prin anii aceia, în scurta perioadă în care Tomescu a fost director. A fost director între 1963-1969, când, din păcate, dintr-o eroare medicală, a murit. Am rămas ducând înainte ceea ce începuse în Curiția Tomescu, dar înainte de asta, amintiți-vă că în 1961, undeva într-o localitate de lângă Orăștie, la Tărtăria, s-au descoperit niște tăblițe cu înscrisul pe ele. Au încercat cei care se pricepeau, arheologii, să spună ce vechime aveau tăblițele. Și au constatat că nu pot practica metoda carbonului de datare cu carbon radioactiv, pentru că tăblițele erau de ceramică și fusese arse. Și nu mai puteau fi sondate carbonul radioactiv. De aceea, pretenția, poate îndreptățită, poate protocronistă, că suntem locul unde a început scrisul lumii, pretenția aceasta nu putea fi demonstrată. Dar foarte mulți oameni rămân și acum cu încrederea că pe pământul românesc a început scrisul lumii, nu e de aici. Era 2000 de ani mai veche decât știrea că fenicienii sau timp cu 3000 de ani înainte de Hristos ar fi început lumea să știe, să scrie semne și alte dezvoltările care. Dar argumentul care și acum e în picioare, fiindcă despre tăblițele de altărtăria se vorbește și acum, este că alături de tăblițe s-au găsit și schelete omenești și că oasele au putut fi datate cu carbon radioactiv și că datarea era 5500 de ani. Dacă tăblițele erau lângă oase, de ce n-ar fi avut și tăblițele 5500 de ani de timp? Nu suntem în stare să demonstrăm nicăi așa, dar foarte mulți savanți ai lumii contemporane s-au aliat ideii că datărtăria în România de astăzi a fost începutul scrisului. Când mi-a vorbit despre tăblițele de la Tărtăria, după 1961 de atar, ele intraseră într-o discuție mai largă, chiar în perioada în care eram și eu aici, în 63, 64, 65, am avut o discuție din nou cu Ilisa Tomescu, care mi-a spus, ai citit despre Tărtăria? Și eu am spus, nu, n-am citit, tu te și citești. Erau niște note, niște comentarii, nu se făcuse studii, dar am făcut. Nu m-am dus foarte entuziasmat, nu-mi dădeam seama. Nu puteam eu pune știrea lumii că, să fac din asta știrea lumii că în 1961 în România s-a descoperit când a început scrisul lumii. Dar el atunci mi-a ținut a spune un discurs cu o pasiune, cu un mod de a demonstra ceea ce spuneam, nu se demonstrase, dar el avea o demonstrație, era un om care scrisese istoria cărții și a scrisului în România, încât m-a convins, a pus în mine exact ceea ce mi se părea că strălucea în știrea lui. Mândria că aici a început scrisul lui. Și argumentele acestea m-au apropiat de bibliotecă și de înțelegerea bibliotecii ca un loc în care spiritul lumii s-a adunat. Ca un loc în care sunt de descoperit și de găsit forme de acțiune care să împingă înainte știința, nu modalități statice de așteptare, ci dimpotrivă acțiuni orientate, active, aș spune chiar agresive, de a trimite informația spre oameni.
Bibliotecile nu erau mici. Bibliotecile, până la Revoluția franceză, erau destul de statice. După Revoluția franceză, o perioadă destul de lungă de timp, erau structuri de așteptare. Te duceai, puteai avea. Biblioteca nu făcea mare lucru pentru a face din comorile ei comori știute de toată lumea. Ei bine, ce discutasem cu Mircea Tomescu era tocmai ideea de a face din biblioteci instituții active, instituții care nu doar așteaptă, ci instituții care se implică. Și asta pentru că se întâlneau două fenomene. Fenomenul carte și fenomenul bibliotecă. Eu, ca și dumneavoastră, sunt iubitor de cărți, altfel n-am fi aici. Dar în 1950 și ceva, când UNESCO a încercat să definească obiectul care este cartea, a ajuns la o definiție despre care vă rog să nu râdeți, dar eu am râs când am auzit-o, și anume, cartea este un obiect pe care sunt așezate anumite semne care au un anumit înțeles, care e materialul pe care sunt puse aceste semne se pliază de un anumit număr de ori și se folosește în anumite situații. Asta e cartea. Nu e o definiție care merită să fie considerată de mare ținută și încă de emanația UNIFOR internațional. Și atunci mi s-a părut că nu definițiile acestea trebuie căutate, ci definiția iubirii de carte și mai ales pătrunderii în universul cărții, pe care poeții au găsit-o mai ușor. Blaga spunea că în carte trebuie să vedem o boală învinsă. Ce frumos! Dar Arghezi a venit cu o altă definiție, și anume, cartea este lumina lumii rămasă pe o piatră după ce luna a apus. Extraordinar. E într-adevăr ceva pe care încerci să-l înțelegi, pe care nu-l înțelegi destul, dar care te trimite la profunzimea fenomenului carte. Pentru că în fața niciunui alt obiect purtător de informații, nu ai reflexivitatea pe care ți-o dă cartea. Nu ai posibilitatea de a rămâne în carte, de a lua și cartea spre tine. E o interferență, o interacțiune între cititor și carte pe care niciun alt obiect, la care niciun alt obiect nu le trimite. Așa încât atunci am început să mă apropii de înțelegerea cărții ca fenomen complex și de înțelegerea bibliotecii care nici ea nu era departe de o metaforă sau de o zicală, de o maximă comparabilă cu cea pe care de metafora lui Arghezi. Știți că nu știm bine autorul, primul autor care a spus vedem în cultură ce e cultura, ceea ce rămâne când totul se uită. Cam așa spunea și metafora lui Arghezi. E bine, da, cel mai puternic simbol al culturii este structura care se numește. Atunci m-am dumirit în sinea mea, atunci am găsit răspunsul că dacă vreau să fac ceva în viață, atunci acel ceva va trebui să se numească bibliotecă. Că aici s-au întâlnit bucurii și înfrângeri, drame, lacrimi, suferințe. Asta e o istorie mult prea lungă, care nu se poate spune de azi pe mine. Vreau să vă spun doar însă, că ceea ce este acum Biblioteca Centrală Universitară este comparabil cu tot ce e mai bun pe lume, pentru că e o structură în care se întâlnesc trecutul cu viitorul, e o structură care, deși părea statică, e cea care i-a făcut pe unii să declare că sunt produsul Fundației Universitare. Aici se întâlnea o lume de cititori extraordinar, oameni care trăiau în lectură, trăiau și se împlineau în lectură, e bine, această structură este acum rodul contribuției unor oameni care mie mi-au stat alături cu credință,
cu pasiune și cărora vreau să le mulțumesc în ideea că nu neapărat că e ultima ocazie, dar să mai fie și altă ocazie. Dar le mulțumesc pentru că i-au fost, cum spuneam, alături. Îi mulțumesc Tivore Dumitrescu, o doamnă cu o tenacitate extraordinară, care făcea ca în acele zile grele să fie duse la capăt proiecte care nu erau neapărat de mare ținută intelectuală, care angajau, care oboseau, care poate produceau insatisfacție, dar ducea la capăt tot ceea ce trebuia dus la capăt pentru ca întregul acesta care este Biblioteca Centrală Universitară de astăzi să fie împlinit. Aș pomeni-o pe Ileana Băncină, fata filozofului Vasile Băncină, unul dintre mari noștri filozofi, pe Anca Podgoreanu, din aceeași zonă a cercetării aici în bibliotecă, pe Voitița Dragomir, care a fost urmașa doamnei Doina Banciu, pe care ați auzit-o vorbind și care are meritul de a fi făcut din această bibliotecă prima mare bibliotecă informatizată a României, prima mare structură documentară pusă în relație cu lumea prin metodele moderne. Să îi mulțumesc Viorica Iepureanu, șefa încă de astăzi a Serviciului de Dezvoltare a Colecțiilor, Mariei Panaitescu, Victoriei Vulpe, Luminiței Miron, Constanței Dumitrășconu, Eugeniei Iudorică, oameni cu care am lucrat, nu întotdeauna zâmbind, dar totdeauna ducând la capăt, așa cum spuneam, lucrurile pe care le-am făcut. Și în spatele lor, echipe de oameni care au ținut să rămână ai bibliotecii, au rămas ai bibliotecii și, după părerea mea, au crescut omenește, sufletește, intelectual, tocmai prin faptul că au rămas în bibliotecă. Și închei spunându-vă că acum câteva zile am citit, și poate ați citit, un comunicat al guvernului egiptean. Cât de credibil, ne putem întreba. Într-unul din coridoarele marii piramide a lui Cheops, cu un instrument de depistare a ceea ce se găsa pe coridorul acela, au descoperit o sferă aurie care plutea la înălțimea de un metru de podeaua coridorului respectiv. Nu se lovea nici de coridor, nici de peretele de stânga, nici de peretele din dreapta, nici de cel de sus. Și nimeni nu-și explica. În momentul acela, egiptenii au spus, acolo nu mai intră nimeni, acolo nu încearcă nimeni, e un secret, e ceva al efectului de piramidă, toți am citit câte ceva despre efectul de piramidă, știm ceva, nu știm ceva, dar efectul de piramidă se pare că este o problemă încă, o taină încă nerezolvată, nici de fizicieni, nici de biologi, nici de alte categorii de cercetători. E bine, vă propun să acceptați că suntem în aceeași situație atunci când ne gândim la o mare bibliotecă și că eu nu am forța, nici oamenii cu care să pot dezvolta o cercetare care să pornească de la tema efectul de bibliotecă. Pentru că am convingerea că această condensare spirituală, cea mai democratică modalitate de organizare a societății umane, poate să se transfere în modalități pe care nu le știm destul, în ceea ce se cheamă nu numai atmosfera Pământului, ci tot cosmosul, să vorbim despre o sferă noetică a Universului, ea fiind și produsul, sau doar produsul acestor mari biblioteci. Casa aceasta s-a făcut, cum spuneam, cu oamenii care au lucrat pentru ea, dar ea trebuia să existe. Și ea există întâi pentru că a fost aici un mare arhitect francez, Paul Gautreau, care a mai făcut și alte construcții în București. Dar ceea ce e în Biblioteca Centrală Universitară, în fosta fundație, este produsul imaginației lui Paul Gautreau, științei lui arhitecturală.
este mărturia seriozității cu care un alt arhitect, Petre Svoboda, a ținut în mână proiectul întregului, care se cheamă acum Biblioteca Centrală Universitară Carol I. Dar dincolo de ei a fost, aș spune, e puțin spus, mândria, pasiunea, dragostea, atașamentul de toate felurile a omului care este aici în fața noastră, domnul Petre Badea, și care a făcut din fiecare încăpere, din fiecare om care a lucrat aici, din pretențiile echipelor care lucrau aici, obligații peste care n-a trecut niciodată. Și biblioteca aceasta e, într-adevăr, așa cum este, pentru că acest mare om al construcțiilor bucureștene a fost alături de noi, a răspuns cererilor noastre și iată-l aici, în continuare, implicat în ceea ce se întâmplă în Biblioteca Centrală Universitară. Îi mulțumesc!